În alte momente, când am fost cu ei pe scenă și la sărbătoarea Angelei Buciu, acum câțiva ani, 3 ani și așa mai departe, și am zis, gata, dăm telefon. Și am dat. O alegere perfectă, au făcut senzația. Am dat telefon și imediat am căzut de acord că va fi un lucru senzațional. Și au venit, s-au întâlnit și ei cu Au venit, au venit cu autobuzul, au venit cei de la Târgu Jiu, am vizionat 3 ore și ceva și am defalcat, am triat, am tăiat, am unit, am lipit și am făcut acest moment de 12 minute cu dansuri și cu copiii din Târgu Jiu. După care i-a zis, veniți la mine la Maastricht, asta era în martie, în aprilie, și definitivăm totul. Ne-am dus acolo 2 zile jumătate, plătit el tot, transportul, mâncare, hotel, tot. Are acolo un bloc cu 2-3 etaje, care este blocul lui, adică acolo are sala de repetiție, da, orchestre. Colegii noștri de la Italia erau privilegiu să filmeze și acolo unde se desfășoară. Nu vă imaginați și acolo. E o industrie întreagă, are proiectorii, are toate recuzite, toate astea. Este totul pus, cum să spun, milimetric la fiecare, la locul lui, cu o echipă de peste 100 de oameni. Vă dați seama că a fost un lucru extraordinar. Acum, echipă din România la fel de numeroasă pe care a acceptat-o la propunerea lui Gheorghe Zanfir. Păi da, dacă nu eram, dar cine ce o propune? Noi am bătut palma la, în aeroportul Bourget din Paris, a rămas așa, a venit aici, a făcut alegerea, a rămas copii, este un super profesionist care știe și vrea să arate că știe și într-adevăr ceea ce fabrică el acolo pe scenă sau ceea ce creează pe scenă, că este și un creator, el vrea să fie absolut milimetric, nici o secundă, nici o în minus, nici o minută în plus. Nu sunteți la prima întâlnire însă cu artiști mari, nu sunteți la primul concert pe scenă alături de personalități importante. Care dintre ele v-a rămas așa cel mai puternic în memorie? Ca și orchestră de acest tip sau ca în general? Ca interpret, ca solist alături de care ați urcat pe scenă sau ca moment al turneelor și deplasărilor noastre în țară și străinătate. De cine vă simțiți cel mai legat? Sau care păi a fost turneul acela mamut de 21 de concerte în Anglia, toate orașele din Anglia, în 1978. Ați văzut acolo Albert Hall, 8.000 de oameni erau în picioare în delir. După aceea am avut la Detroit, la Toronto, la Montreal, cu orchestra lui Boris Vrot, orchestra sinfonică din Hamilton, și am cântat și la Detroit și așa mai departe. Cu Sergiu Comisiona, marele dirijor, care era nu de aceeași tare ca Sergiu Cirividache, dar era un dirijor care s-a impus în acest domeniu sinfonic la Baltimore, unde dirigea orchestra sinfonică, unde am fost invitat cu marele violonist Ion Voicu și am cântat chiar în duet cu dânsul acolo. A fost un moment, într-adevăr, uluitor, memorial. A fost orchestra sinfonică a filarmonicii din Tokyo, în 1980, în care am cântat Dansul Pădurii, compus de mine pentru orchestra sinfonică și Nai, și am descoperit o fotografie acum 2 ani acasă și m-am uitat, mă, cine e dirijorul acesta cu plete negre? Și uitându-mă mai bine la el, am descoperit că era Seiji Ozawa, cel mai mare dirijor de orchestră sinfonică din lume. La vremea aceea fiind... A fost directorul filarmonicii din Berlin, a fost din Philadelphia, din Boston, din cel mai mare dirijor de orchestră sinfonică. Dar ați mai făcut bonul mare, vedeți? Da. Vă arăt niște fotografii și poate îmi spuneți un pic povestea din spatele lor. Am dat și fragmentul video din interpretarea alături de Nana Muscuria, uneia dintre piesele probabil care au făcut-o și pe ea, extrem de cunoscută aici în România. Unde erați aici împreună cu Nana Muscuria? Eram la Londra, la BBC. A Londra, studiurile BBC? Sigur că da. Păi dar nu scria pe teatru. Nu știu dacă aveți aceasta în colecția care v-a fost transmisă, dar era teatru BBC, Londra, nu știu ce, ansamblu Gheorghe Zanfir, 1973. Abia apărusem în 1970 la Paris, deci în 3 ani eu am făcut circuitul, Elveția, Olanda, Belgia, Germania, Austria, Franța, bineînțeles că acolo am explodat, și bineînțeles Londra, adică deja la BBC. Cine v-a propus să cântați împreună cu Nana Muscuria? De unde a venit? Ia.
Păi noi eram la aceeași casă de discuri. Eram la Philips Phonogram Franța și ne-am stat ani de zile. Eu am stat 24 de ani în subcontract în casa Philips. Deci de acolo a plecat tot acest, dacă pot să numesc într-un termen mai așa, mai țărănesc, tăfăluc, nu? Pe întreg mapamondul a plecat de la Philips. De ce? Pentru că acolo era potențialul financiar și artistic, unde erau toți mari artiști, era Brassens, era Beco, era Nana Mouskouri, era Johnny Hallyday, era Jacques Brel, Adamo, toți șansoniștii. O piesă nu tocmai ușoară, ce pe care... Păi nu, i-am învățat-o pe loc, eu nu știam piesă. Păi dar pe loc, ea mi-a zis, Nana, te rog frumos, spune și mie, cum e melodia asta? Zice, păi nu știu, Milisenul, Ministerul... Ceva cu Ministerul, nu? Da, exact, eu așa auzeam, Ministerul, Milisenul, Și am dat, la re, do, re, la re, do, re, la re, do, re, sol, fa, mi, re, do, mi, re, mi, do, mi, re, mi, do, mi, re, si, la, sol, fa, mi, re. Și am solfegiat-o imediat, am scris-o pe partitură și am cântat-o chiar în direct al lor. Vedem altă fotografie și vreau și aici povestea din spatele ei, o să ne arate colegii imediat. O întâlnire care cred că v-a marcat da. Puternic. De fapt, de trei ori m-am fost invitat, asta a fost prima întâlnire în 1988, întâlnire care a fost anunțată de două vise premonitorii, uluitoare. Într-o zi când mă mai invitați, dacă va mai fi cazul, sper să fie, pentru că viața mea, v-am spus, un roman în 25 de volume. Mai aveți multe de sunt lucruri extraordinar de interesante de spus. Și de arătat, nu? Aceste vise premonitorii, după trei luni am fost invitat la Vatican. După care a urmat a doua vizită, în anul următor, după care am primit o scrisoare oficială din partea lui Arturo Sacchetti, care era șeful capelei muzicale a Vaticanului și era mare organist și m-a invitat, am și scrisorile, am și scrisoarea de la Ratzinger, care a devenit papă, da? Și Benoît al XVI-lea, după care mi s-a făcut invitația să înregistrez pentru Casa Vaticană, care se crease atunci și recent. Și a apărut doar un disc cu Vivaldi și al doilea disc a fost, mi s-a propus mie cu muzică sacră, vă dați seama, eu veneam din Ortodoxie și mă chema Vaticanul, catolicii, să înregistrez muzică sacră cu un nai care venea de la ciobanii din România. Au fost lucruri într-adevăr uluitoare. Și mi-am dat seama că aceste lucruri nu puteau să vină decât de la Dumnezeu, că Dumnezeu știe tot. Cum spunea doamna Silvia Radu, o minunată doamnă și foarte credincioasă, cea mai mare sculptoriță și pictoriță la ora actuală, suntem foarte buni prieteni, zice, domnul Gheorghe Zafir, ea nu spune niciodată, nici Gheorghe, nici Zafir, domnul Gheorghe Zafir, dar suntem foarte buni prieteni. Să nu cumva să credeți vreodată că tot ce faceți dumneavoastră nu știe Dumnezeu. Totul este făcut cu acceptul lui Dumnezeu. Deci mi-a dat seama că a doua visă a avut loc cu acceptul Dumnezeu și a treia vizită și propunerea acestui disc. Din nefericire, Arturo Sacchetti s-a îmbolnăvit și chiar a decedat și discul nu s-a mai făcut, dar am toate daturile cu toate înregistrările de la... Poate vreodată o altă casă de producție va finanța apariția unui astfel de material extrem de prețios. Mai trecem la următoarea imagine. Întâlnirea cu Riu, spuneați că a fost una care a mers așa, extrem de natural. De unde vă vine, să zicem, darul ăsta de a interacționa cu oameni pe care probabil nu i-ați cunoscut până atunci și nu ați avut nicio informație despre ei? Sau cu alții de a lega prietenii extrem de strânse, cum a fost cea cu James Last, care se vedea în acele imagini și o să difuzăm acum și un alt fragment, cel în care interpretați tot în turneul din Marea Britanie, absolut, absolut fascinant, ciocârlia. Se vedea că vă iubește, se vedea că vă privește cu admirație și că sunteți acolo ca și cum de o viață ați fi fost împreună pe aceeași scenă. De unde vă vine darul ăsta al comunicării și al legării de oameni? Experiența scenică. Nu fi doar asta. Experiența scenică este... Și ceva din natura umană. Îți dă o putere extraordinară și o... îți dirijează calitățile pe care le ai nativ, că dacă nu ai nimic nativ, nu poți să dezvolți mare lucru. Deci tot ce am avut eu a fost nativ. V-am spus, am venit cu ele, cu bagajele acestea de dincolo, din astralul superior, să zic așa. Pentru că
mi-am pus și eu 10.000 de întrebări, de ce nu se naște servitor, altul prinț, unul împărat, altul rege, unul e vagabond, altul e cerșetor, unul e hoț, altul e spărgător de case și așa de bănci, unul este director, altul e președinte și așa mai departe. Toate acestea vin cu ele, este un achin, cum se franceză, adică tot ce ai adunat, tot ce ai magazinat în fel și fel de experiențe trecute, vii cu ele și ăsta e de fapt cadoul vieții tale actuale. După aceea te duci și în alte direcții, dar să vă răspund la întrebare, această experiență de scenă și faptul că în 1967 eram deja 68 în Elveția, cu un succes fulminant cu marele meu prieten Dumitru Farcaș, era și Bernard Nesimlescu și Irina Loghin, a fost un turneu organizat cu ansamblu din Pitești. Și acela a fost primul boom, prima explozie uluitoare. Nu vă dați seama ce a fost în Elveția. Că prima dată în Elveția am fost cunoscut. După aceea, elvețienii ce stai, că noi suntem nimic, să vezi în Franța, că ești transmis de 35, de 50 de ori pe zi, de dimineața până seara, numai zamfir, 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 am căpiat de zamfir. Spuneau elvețienii ce je suis malade de zamfiritis. Ca și cum era o boală, ce sunt bolnav de zamfiritis. Cred că era o dependență mai degrabă decât nu știu ce să vă spun, dar a fost o vogă uluitoare. Da. Intrăm în legătură telefonică cu cineva care a vrut neapărat să vă transmită niște gânduri și dumneavoastră și celor care ne privesc în legătură cu Gheorghe Zamfir. Doamna dragă Olteanu Matei, o salut cu bucurie și vă mulțumesc tare mult că suntem împreună. Să rămână, doamna. Bună ziua! Sunt fericită că intrăm din nou în legătură pentru că în seara aceea v-am contat să vă felicit și să vă mulțumesc pentru darul pe care l-ați făcut nații noastre. Atunci când am difuzat acele minute din concertul lui Riu de la Maastricht, ca să le spunem telespectatorilor da, mai exact. Am fost așa de fericită când l-am văzut pe maestru Zamfir. Prințul naiului românesc, aș putea să-i zic împărat sau rege, nu, îi zic prinț, pentru că era atât de frumos, atât de tânăr, atât elegant, arăta superb și era acolo, cum să spun, un exemplu pentru toți artiștii și tineri și bătrâni din lume, de câtă dragoste și disciplină are față de propria meserie. Adică un om de talie mondială, prințul naiului românesc, prințul naiului mondial, era atât de disciplinat, atât de bine se încadrat acolo. Avea o eleganță, un aer extraordinar. Mă gândesc că fac o mică paranteză, cred că maestru Zamfir aduna femeile cu fărață, leșinate toate, că nu sunt altfel. Le-ați văzut în tribun acolo cum dădeau un lacrim, dădeau un zâmbete largi, care cum? Da, 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 o încântare, o fericire, chipurile tuturor. Într-adevăr, se întâlniseră acolo doi mari artiști. Vreau să vă mulțumesc dumneavoastră încă o dată că ați avut această idee și Antenei 3 a făcut acest lucru. Asemenea